Tafiti și cele două maiestăți, o poveste de Julia Böhm. Partea a treia. Cei doi prieteni se uită unul la celălalt și se gândesc la același lucru. Puricii se ițesc de sub beretă. Doar nu cumva vreți... Ba, da, chiar vrem, strigă Tafiti, să mergem la rege. Nu, protestează puricii. Înțeleg că vă e teamă de King Coffee, însă... Ciuf nu apucă să termine. Nu, nu ne este teamă de leu, îi taie vorba puricii. Doar dacă ne așezăm pe mâncarea lui, lucrurile se pot termina urât. Mâncarea lui... Vreau să spun, o să fim atenți, promite Ciuf. O să ne uităm doar de la distanță. Bine, faceți cum vreți, le spune Florinel. Dar să-ți dai jos bereta înainte de a fi mâncat. Auzi, grasule? Eu nu sunt gras, mormăie Ciuf. Dacă cei care i s-au suit în cap continuă să-i vorbească așa, o să-și țină bereta pe cap. Strâns de tot. Cu cât sunt mai aproape de reședința leului, cu atât lui Ciuf îi bate inima mai tare. Sper că te înșel, Tafiti, pufnește el. Două maiestăți? Ce-i prea mult, e prea mult, prietene. Ei se furișează neauziți prin iarba înaltă. Sper să nu ne prindă, șoptește Tafiti. Ciuf dă din cap. Un singur leu e destul de periculos. Cum ar putea să se descurce ei cu doi lei? Hei, voi de sus, le șoptește Ciuf puricilor. Dacă mă mișcați și mă faceți să guiți, chiar și numai un pic, atunci suntem pierduți cu toții. Așa că abțineți-vă. Bine, am înțeles, se pițigăie puricii. Tafiti și Ciuf merg tiptil, neauziți, pe ultimii metri până la reședința leului. Nimeni nu-i observă. Paznicii sunt ocupați, l-au înconjurat pe leul străin și îl duc acum la King Coffee. Un intrus, mârie ei, să-l închinem în temniță, maestate? Da, în temniță cu el. King Coffee stă tolănit pe tron, se poate baza pe paznicii lui. Așteaptă, sunt vărul tău, Shaha Kenua, strigă leul cel străin. Vălul meu? Repetă King Coffee uluit. Da, dacă vrei, îți explic imediat. King Coffee le face un semn paznicilor. Lăsați-l să vorbească. Shaha Kenua trage aer în piept. Deci, mama ta avea o mătușă, sora bunicii tale, al cărei soț avea un frate mai mare, care a fost căsătorit cu stră bunica mea, așa că tu și cu mine suntem veri. Prin alianță, desigur. Dar e foarte simplu, nu-i așa? Da, foarte simplu. Bine, bolborosește King Coffee nedumerit. Suntem veli, asta-i tot ceea ce contează. Apoi se rostește la paznici. Elibelasil, imediat! Hienele dau sulițele la o parte. Mersi, dragă vere! Shaha Kenua îl lovește pe Coffee în umăr cu toată puterea. Mă bucur să te cunosc în sfârșit. Și eu sunt buculos, spune pelticul King Coffee și se freacă la umărul lovit. Și? Întrebă noul văr. Nu mi-oferi ceva de mâncare? Am bătut atâta drum lung până aici. Oh, da, desigur. King Coffee bate din palme. Câteva hiene se apropie dând din coadă. Ce doriți, maestate? Aduse se va de mâncare. Dragului meu văl, este foame. Simie, poruncește King Coffee. Ceva mai târziu, hienele aduc platouri cu struguri și pepene. Calnea tocmai s-a terminat, se scuză King Coffee. Îmi pare lău. Elam aproape țigul de două pliptuli, borborosește el. Dar pliptulile au leusit să scape. Tafiti și Ciuf fac un schimb de priviri. Probabil despre ei era vorba. Ei ar fi fost fripturile de la cina regelui. King Coffee tușește stânjenit. Am păzit bine intralea în vizuină. Nu știu cum au scăpat. Shaha Kenua face un gest de lehamite. Nu te mai gândi la asta, dragă vere, șoptește el și înghite câteva boabe de strugure. Nu vrei să-mi arăți locuința ta? Întreabă el. Desigur, desigur, pofteste!
King Coffee sare în picioare. Vino cu mine! Tafiti și Ciuf se pitulează, speră că nu vor fi descoperiți, dar cei doi lei nu au ochii decât pentru palatul lui King Coffee. Aici este sala tronului, aici e dormitorul, toaleta legală și aici e bucătălia. Asta e tot? Întrebă Șaua Chenua disprețuitor. Ce vrei să spui? Se pelticește King Coffee. Totul e foarte frumos. Da, frumos, frumos, spune Șaha, indiferent. Dar temnița, temnița unde e? Ai așa ceva, nu-i așa? Sigur că am, spune maestatea sa zâmbind larg. Dacă n-ai fi fost vălul meu drag, te-aș fi încuiat acolo. Lui Șaha Chenua îi sclipesc ochii. Hai, arată-mi-o ce mai stai. Tafiti și Ciuf întind gâturile. King Coffee își conduce vărul spre temniță. Regele se dă la o parte ca să-i facă loc, dar Șaha e modest. După tine, dragă vere! Cu plățele, King Coffee intră mândru în temnița lui. Galantez că nu mai poți ieși de aici. Mă bucur să aud asta, spune Șaha Chenua. Și el închide fulgerător ușa grea a temniței în spatele lui King Coffee și o blochează pe din afară. Distracție plăcută la închisoare, strigă el. Hei, urlă King Coffee, se faci! Dar apoi începe să râdă. Tu mă păcălești, m-ai speliat, vele! Nu e nicio păcăleală, vere, dragă, spune mieros Șaha Chenua. Aici poate fi o singură maestate, nu-i așa? Acum eu voi fi regele. Ce? Nu! Rage King Coffee. Dă-mi drumul de aici, imediat! Dar noua maestate își scutură coama. Te-ai distrat destul, acum e rândul meu. Tafiti și Ciu fac un schimb de priviri. Nu se poate așa ceva. King Coffee tocmai a fost detronat. Acum există o nouă maestate? Hienele, îi șoptește Tafiti lui Ciuf. Ele îl vor elibera pe King Coffee. Dar Tafiti se înșală. Ascultați-mă cu toții, le strigă Șaha Chenua slujitorilor. Acum eu sunt noul rege, iar dacă vreți să lucrați în continuare aici, vă voi plăti dublu. Dublu? Pe hiene le-a convins deja. King Coffee nu le plătea nimic, iar acum primesc dublu. Să trăiască noul rege, chiuie hienele, agitându-și cozile. Haide, trebuie să le spunem și celorlalți, șoptește Tafiti nerăbdător. Ciu face semn din cap că da, vrea să plece cât mai repede de aici. I-a ajuns cât a văzut. Va urma. Noapte bună, copii! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!